Ca producție, ce aveți de spus la acest... La această familie, producție slăbuțe, foarte slăbuțe. Adică am găsit vreo 3 rame până în momentul de față, în cat, și chiar nu mai sunt. Deci atâta, asta este producția. Aș avea și în rama asta ceva, am să iau și din asta. O ramă de asta, când e plină și cu la maxim așa, are cam 4 kg. Când e căpăcită și când așa de și plină. Așa că anul ăsta și anul trecut a fost o problemă foarte complicată la salcâm. Acum am să organizez un pic. Deci am scos toate ramele care au avut. Că au avut un pic, da? De miere. Le-am scos pe toate. Și acum mă pregătesc să intru în cuib. Să luăm o imagine. Da, vă rog să o faceți. Intrăm în cuib să vedem ce este. Familia n-a fost în mod normal. Dacă a fost o familie foarte bine populată, trebuiau ramele să fie pline cu albine. Uh-huh. Ori, și faptul că au fost staționar aici... Așa, s-au dezvoltat, așa în ritmul care a fost. Primăvara s-a destul de capricioasă, cu toate problemele. Uh-huh. Matca se depune și ia ouă în funcție de cât ce cules avem. Este stimulat. Familia o hrănește sau nu în funcție de cules. Da. Iată, asta este o ramă oarbă. Pentru a avea control, este ramă oarbă. Deci s-a pus numai rama asta așa. Și fiindcă a mai fost spațiu jos până în baza cuibului, au crescut. Asta este fagurii natural, total crescut de albine. Da, totul clădit de ele. Este așa zis un făgurel crescut de ele. Ce să vă, are și un pic de miere, după greutate îmi dau seama. Asta e o minune. Vă rog să vă uitați la construcția asta superbă, fiecare hexagon, cât de frumos. Așa. Și a avut spațiu acolo de desubt. A avut spațiu, da? Lăsat special, da, pentru ramă oarbă, spunem noi apicultorii. În caz de să spunem, producție foarte bună, cresc aceste limbi, și rama asta sus este umplută tot cu faguri de sus, ca și jos. Și ceea ce e important, că celulele sunt mari și sunt celule de trântori. Da. În felul ăsta, matca vine și depune ouăle aici, aceste ouă fiind celule de trântori, înseamnă că noi facem un tratament natural contra varozei. Varoa este cea care preferă trântorile, fiindcă trântorile e mai gras, mai așa, atunci femelele de varoa vin și depun pe trântori, pe larvele de trântori. Deci varoza fiind boala făcută de un acarian care parazitează albina. Albina. Și atunci noi facem, în loc să venim cu varachet, dacă vreți, păstrăm așa într-un stadiu, să spunem, latent de evoluție a varoa, pentru că colectăm tot timpul varoa aici. Da. Așa. Deci acesta este rolul ramii oarbe. Rama oarbă este cea care ne ajută în menținere, da. Aveam și o periuță micuță, da. Am uitat-o. Știți care e periuța cea mai naturală? Asta este. Deci periuța cea mai naturală este cea care o găsim la îndemână. Frunzele din jurul nostru, de salcă. Ia uitați. Curate, spălate de ploaie. Vă dați seama și periuța, mergând la o familie la alta, există riscul de a îmbolnăvi, de a transmite. Așa, ori cu asta... Da. O arunci și e alta. Sigur că da. Iată-ți, asta este făgurelul. Prima, să spunem, surpriză plăcută. Făgurel are vreo un kilogram de miere. Și la această familie, cum, dacă a rămas rame goale, aici totuși au clădit această... Pentru că ea în cuib își pune. Și prima urgență, deci acolo e cuibul, cuib. E familia, da. Unii toată treaba. Așa. Ia uitați. Și acum lăsăm ăsta undeva aici. Așa, acolo s-ar putea să avem producție, deci rame cu încărcătură mai mare de miere. De miere, da. În cuib. Da, în cuib.
Aici, aici, această familie nu o suspectez pentru a intra în frigul Roitului. Deci faptul că am avut catul foarte bine populat înseamnă că asta nu constituie pentru mine o problemă. Voi încerca să intervină numai acolo unde am probleme de roiri. Această familie nu face obiectul problemei pe care mi-am propus să o rezolv astăzi. Așa. Ia uitați, o ramă bine populată și plină cu miere. Vă spuneam că întâi ele pun în cuib. Așa, ia uitați. Foarte bine, foarte bine îndesată așa cu miere. O să las un pic rama aici ca să fac un pic de spațiu pentru a începe să scutur. Altfel, da, așa deosebit de interesantă activitate. Acum tot ce este cu miere exploatăm, scoatem. Iar ceea ce este cu puiet, toate ramele cu puiet sunt lăsate. Nu intrăm să afectăm cuibul. Asta e tot o ramă cu miere, complet cu miere. Iată, a început căpăcitul aici, nu? Fiecare celulă, după ce mierea a ajuns la maturizare, îi se pune acel conservant, după care un pic de propolis și un pic și până căpăcelul de ceară. Și când eu voi lua cu pieptul atunci pentru centrifugare, iau cu tot cu, hai să spun, antibiotic acela cu proprietăți terapeutice și nebănuite, cu un spectru foarte larg pentru multe boli. Ei bine, căpăceala aceea cu propolis cu antibiotic constituie un medicament de o valoare nemaipomenită. Și merită de fiecare dată să avem grijă să... Deci propolisul în sine e ca o substanță... Da. De dezinfecție. Da, și antibioticul e o altă substanță. E altceva care ca un conservant pus pentru fiecare celulă. Iată, asta e propolisul, nu? Vă spuneam. Asta e propolisul. Sudează-l în toată așa. El este folosit de sanitare pentru a dezinfecta fiecare celulă în parte. Când ajungem la un moment dat ca o celulă să fie pregătită pentru... Observ ceva acolo, la mijlocul aici, ramei. Aici, da, este un început de botcă. Acolo. Așa, o să rup trei celule și parcă ar vrea să construiască pentru viitoarea regină în spațiu. Bocile sunt mai mari, o să vă arăt, sper să găsim pe parcursul filmării astfel de situații. Așa, iată. Scuturăm rama. Avem și frunza la dispoziție. Iată așa. Asta ar fi o ramă pe care o să o ducem în cutia ei. Cred că e în partea asta altă, da? Avem aici o să încerc să și organizez cuibul cu ocazia asta. Asta e ceară construită de ele, de la făgurielul acela care l-am scos mai devreme. Iată, în clipa de față avem o ramă din cuib și urmărim bătălia pe care a dus-o matca și cu albina. Când a ieșit din celulă o larvă, în loc să depun aici puiet, au depus miere. Și astfel familia s-a aflat în situația în care, matca s-a aflat în situația în care n-a mai avut la dispoziție celulele pentru oat. Tendința a fost de blocaj a cuibului. Din ce cauză? Doar spațiul a avut sus. Însă n-a fost familia suficient de dezvoltată și în momentul în care i s-a pus catul, ea abia și-a acoperit nevoile din interior. N-a fost destul albină și atunci problema s-a dus numai în cuib. Bătălia s-a dus în cuib. Era dărtița acesta. Așa.